Maria Ploaie, vă rog frumos. Daniel Răduță, Anca Răduță, vă rog. Cine mai sunt, dar nu știu? Atât. Am dat în căutare... Anca, am spus, da, atât. Am dat în căutare băiatul, băiețelul Daniel Ionescu și nu am revizit un rezultat, dar mi-am dorit să fie aici. S-a schimbat. Da, după 25 ani. După 25 ani a doua premieră, eu nu am avut în viața mea această șansă, această ocazie. Filmul s-a pierdut prin variante de peliculă în Rusia, în Franța, au rămas copii, s-a pierdut undeva. Și astăzi, datorită faptului că Vivi Dragan a păstrat această copie în formatul Betacam, totuși am reușit să proiectăm de ecran. Este o onoare pentru noi, dragi Cristian, această participare în acest program și scrisoarea care am primit-o atât de emoționată pentru mine era și am mai arătat-o așa la colegii și prietenii mei și familiei mele, da? Cum v-ați adus aminte despre proiecțiile la Costinești. Sigur că pentru asta are rost să faci și fotografii. Mulțumesc frumos! O povestea filmului nu ține astăzi nicio poveste, nici într-o variantă literară, ca proză sau poezie sau poem sau repovestire, nu ține la acest subiect, la această imagine, fiindcă ea nu a fost în format de a fi repovestită peste 25 de ani. Ea a fost așa un impuls, o lumină, o emoție, adică datorită marii actrițe Maria Ploaie, care pentru acest film are două premii de națională, pentru cel mai bun feminin. Și acest film a fost realizat datorită echipei pe care am avut-o aici, în România. Mulțumesc tuturor care sunt aici și care sunt la casele lor și care sunt în alte țări astăzi. Maria. Sunt foarte emoționată de revederea acestui film după 25 de ani. Eu zic că atunci a fost așa o poveste de impuls construită, Valeriu, dar mi s-a părut povestea extrem de actuală, acum când războiul este mai prezent decât oricând în multe locuri și când pericolul acesta care planează în povestea noastră, războiul, tancul, moartea, din păcate, ne liniștește, ca să nu spun altfel. Altfel, ce să vă spun, ca actriță, pentru mine a fost un mare noroc, vreau să vă spun, în primul rând, a fost un mare noroc și spun asta pentru că îmi spunea Valeriu, în timp ce făceam acest film, că probele care s-au dat pentru acest personaj au fost excepționale și au fost multe și problema lui era ce fel de film vrea să facă, căci era diferit în funcție de actrițele pe care le-a avut în probele pe care le-a dat la acest film și care n-au fost deloc ușoare. Am avut acest noroc să fiu eu acea pe care a vrut-o Valeriu și mulțumesc tare, tare mult, a fost un noroc așa de la Dumnezeu, de la cinematografie, de la povestea aceasta care se pare că, așa cum a dorit-o Valeriu, mi s-a potrivit mai mult mie. Vreau să vă spun că am fost nespus de fericită de toată această aventură care însemna fiecare zi de filmare, fiecare gest, fiecare mersul, respirația, încercam să mi le reinventez în fiecare zi, pentru că Valeriu era extrem de exigent și nu vroia o actriță care să interpreteze ceva. Vroia, spunea femeia mea, trebuie să fie o
trăire dincolo de cineva care interpretează ceva și nu pot să vă povestesc cât de grea era fiecare zi de filmare. Foarte rar mă lăuda, pentru că eram în concurență cu animalele și cu acest copil minunat. Și de foarte, foarte des Valerie spunea bravo, Dani, bravo, Lunaie, niciodată bravo, Maria, sau extrem de rar ai spus odată când alergam prin pădure și când aproape se părea că nu atingeam pământul, atunci m-ai lăudat și m-am întrebat cum am făcut, am spus nu știu, așa a ieșit. În orice caz, a fost o experiență extrem de plăcută pentru că m-a ambiționat fiecare zi. Era o ambiție pentru mine să reușesc să fac ceea ce îmi cerea Valeriu și vreau să vă spun că e un film rar, revăzut acum, cumva detașată. Vreau să vă spun că e un film rar, care se face rar. Și noi, ca spectatori, avem rar ocazia să vedem un astfel de film, un film eseu, un film poezie, un film încărcat de mari semnificații, de semnificații foarte profunde, de fapt. Și, din nou, vă spun, extrem, extrem de actual, sunt bucuroasă și că am făcut acest film. Sunt altfel decât în oricare alt film din, și sunt vreo 35 de filme adunate în CV-ul meu, dar acesta este altfel și iubesc foarte mult, poate cel mai mult. Mulțumesc, Valeriu! Distrugerii Imperiului Sovietic. Aș fi venit acest film, el a venit ca o rază de lumină, unde am spus și într-un interviu la domnul Ionuț că și lumina în acest film trebuie să fie personaj. Da, și ca o speranță, da? El nu și-a pierdut din actualitate acest film, revine unde tot, fiindcă în permanență el și în partea noastră, România, suntem pe Vulcani, la Roiorș. Permanent ceva fierbe. Și cinematografia totuși este varmă. Vreau ca să ne implicăm și mai mult în a reuși să aducem pace și aici, și dincolo. De aceea, astăzi a fost tot pentru dumneavoastră, mulțumesc și organizatorilor, domnul Tudor, s-a organizat o întâlnire cu doamnul director al CNC România pentru o colaborare de viitor. Emoțiile mele, cred că le înțelegeți, eu vreau să-i ofer cuvântul și Ovidiu Dragan Vasile, dacă e posibil, ține-ți cuvântul, dacă înțeleg asta e plană. Nu începe o oră, dar vreau să fie un pic colaborarea, să dați pun la întrebare sau să zic ce vreau. Mulțumesc. Pentru mine, dincolo de faptul că este primul film pe care l-am făcut după 90. Deci primul film de când nu mai eram, mi-am dat demisia din Buftea în 90 și primul film, să zicem, după ce un an de zile aproximativ am murit de foame, s-a evit această trăznaie, ocazie de a-mi făcut acest film. Deci, primul meu film pe contract de profesionist. Doi, e primul film la care, sau primul film la care am lucrat și care a ajuns la Cannes. Al doilea a fost un film la vreo 5 ani în Ungurești și aproape la aproximativ 10 ani a fost al lui Cristi Mungiu. Deci, un film românesc. Deci, deschiderea mea către Cannes a început cu acest film. E și primul film la care era să mor. Am avut un accident de mașină, ei știu, echipa știe. Am stat o săptămână la urgență, după care am fugit. Mi-am rugat un coleg să mă locuiască, după care am fugit de la urgență și m-am întors la filmare. Da, e un film care s-a și filmat într-un loc cu totul și cu totul special. Dincolo de lucrurile minunate pe care le-a făcut Daniel, prietenul meu la scenografie, și Anca la costum. A fost ales un loc absolut special în Munții Buzăului, acea stâncă, casă, biserică în care se petrece filmul în mare parte. Este din acele
celebre, celebre, să spunem, case, biserici din stâncile munților Buzău, nu știu exact locul, există găvanele, mulțumesc, iar acea piatră care se pare că datează secolul XI, care într-adevăr a fost locuință de pustic, de călugări, ceva în zona asta, existau niște spații de icoane în interiorul acelei biserici sculptate de mână omenească, piatră. A fost un loc absolut special în care am filmat și realmente, dacă există ceva pentru mine interesant în film, apropo de valoare de lumină, de lucrurile astea care țin de imagine, era acea lumină din acea pădure și din acei munți. Adică, realmente, era ceva care a mers alături de noi, nu știu cum, foarte interesant. Și, mă rog, și prietena mea foarte bună de la filmă, Vaca Lunaia, care de multe ori ajungea mai repede decât echipa care ajungea cu un elicopter la baza muntelui, pe care se urca o jumătate de oră până sus la locul de filmare, a fost plin de aventuri filmul. Mă grăbeam întotdeauna să ajung primul cumva sus, să stau de vorbă un pic cu Lunaia și să stau un pic, repet, în acea biserică, acea piatră biserică, senzațională, stare, dincolo de tot ce nu pot fi, adică, cel puțin eu nu mă plănui de povești paranormale în ceea ce mă privește. Dar, realmente, mă zic, apropo de lumină și de frumoasa, nu aceasta pe care îmi cer scuze pentru ea, este vai mama e această imagine, dar realmente filmul atunci a arătat cumva când era filmat, lucru de care nu eram nici conștient și nici nu mi-aparținea foarte mult. Era atmosfera acelor locuri, realmente. Da, mai sunt multe de povestea. Nu, singur lucru. Târziu, mult târziu după filmat, am văzut niște istorii despre acel bolovan cioplit, că ar fi o poartă către altul. Nu s-au auzit, nu s-a înțeles, Daniel. Nu s-a audă? Am spus că foarte târziu după filmări, am aflat că există istorie despre acel bolovan cioplit, că de fapt este o poartă către altă sau altă lume. Ceva, oricum, sunt foarte multe de povestit, însă nu vreau să vorbesc prea mult. Un singur lucru, detaliu. Am aflat despre acest loc, nu știam cum arată și prima dată când am ajuns împreună acolo, cum apare și în film prima dată, bolovanul e înconjurat de stufăriși, bălării și am găsit o bucată de șenilă de tank acolo, în vârful muntelui. Cine știe ce semn era pentru noi. Mulțumesc! De fapt, ăsta a fost primul cadru din film, primul zi de filmare, acest bolovan, această biserică, această biserică și noi am gândit nimănui să apropie de acest loc. Primul cadru l-am filmat, cel care e Maria Ploaica din Germania. Deci, cu asta a început filmul și astăzi suntem 200 de ani din nou la București. A fost o singură proiecție, de fapt, oficială, publică, în București, la casa Cireașlor, da? Da, la casa Figului. Și atât. Fiindcă tot dezastrul care era în Sovietică, am locuit tot interesul față de cinematografie de atunci. Cinematografia rusească a trecut la filme cu bandiții, cu automatele. Și cam așa s-a creat o pauză de 20 de ani. Și unde nu aveam, în acest spațiu, unde nu aveam loc cu acest film, în primul rând. Poate există întrebări din partea publicului, nu știu. Da, eu aș vrea să explicați că eu și ce am înțeles din film. Că a avut loc undeva pe pământul ăsta, a avut loc un cataclism natural, a erupt
un vulcan, un ceva, am văzut lava aceea, că s-au format deci forme noi de relief și că din acest cataclism au mai scăpat așa câteva vietăți, un copil, o femeie, o vacă și că acea femeie mi-am adus aminte de Robinson Crusoe, cum am știut cartea, că a început din nimic, de unde a avut ea semințe, de unde a avut totuși grâu acela de la măcinat, că dacă a avut loc un cataclism, o ceva, o emisie de gaze, de ceva, de unde a avut totuși, cum a putut și ce mi se pare curios că de ce a fost aleasă un personaj de gen feminin. Deci ce mi s-a părut curios și îmi place lucrul ăsta, cum de a fost ales o femeie ca să poată să meargă mai departe cu viața, să are, să facă nu știu ce cu copilul acela, s-a descurcat în pădure să ia, cum se cheamă, miere, să nu știu ce, că de obicei sunt aleși bărbații în situații dintre astea, deci eu felicit cine a fost cu ideea să introducă un personaj feminin, că într-adevăr să știți că femeia în situații dintre astea este, face cât 10 bărbați. Vreau să spun că m-a ținut cu sufletul la gură, mi-a plăcut foarte mult filmul și felicit echipa, dar nu știu de ce ați spus de război, de nu știu ce căutat ancul ăla pe acolo, deci de ce spuneți că e film rusesc? Nu, nimeni n-a spus. Nu s-a spus cu o producție. Deci mi-a plăcut foarte mult și vă felicit și doamna care a interpretat, excelent a interpretat. Vedeți că nu trebuie să fie neapărat frumoasă, gen și cu silueta mai dezbrăcată așa, ca să îți faci un rol să rămână în amintire. Poți și așa în situația asta cu întuneric, cu noroi pe tine, nemachiată, cu păr, ai de capul lui, să rămâi într-adevăr să faci un personaj și să ajungi la așa un festival cum a ajuns acest film. Încă o dată vă felicit. Dar să fii frumoasă și să poți realiza așa un rol și mai mult. Da. Da. Este frumoasă, doamna, dar în film acolo era da, și mai frumoasă. Da. Grâu s-a luat din film. A fost un episod de unde a încercat să coleagă acest grâu, dar deci ce a rămas? Mama mea spunea, eu întrebam, încă ce faci, fac un moș, din ce este? Iată, vă zic, din ce a rămas? O femeie, copil, două suflete au inițiat, au pornit, au luat viață de acest lucru. Deci asta a fost acea pricină pentru noi, acest mesaj foarte optimist, să zic așa, pentru că în perioada când, eu nu puteam să găsesc o cutiuță de lapte praf pentru copilul de un an de zile, umblam în toată Moscova și dacă obțineam această cutie, după mine la altă mașină cu farurile care mi se și eu știam că ei sunt armați, să le ia. Deci, cred că au rămas pe tot teritoriul Moscovei și toate întregii Rusii. Au rămas toate popoarele, cele care cu forță au fost aduse în Imperiu, sistem, să imediat desfințat acest sistem și aceste popoare au rămas ca într-o grădină zoologică. Animale de pe diferite continente, la un moment dat, au rămas flămânde și ușile deschise. Iată, această situație s-a întâmplat, de fapt, atunci din Moscova, în 90. Și pe acest fond, pe acest fundal, aș fi venit ideea ce fac eu cu copilul ăsta, al meu, în primul rând. Eu de frică am făcut acest film. Da. Și motivațiile noi le-am făcut cum am putut, în măsura posibilității, vădurile, grâu, de unde, de ce pâinea și tot așa, plugul ăsta arată pământul care este, de fapt, despre altceva. Dar linia de dramaturgie pentru mine era foarte interesantă, era atunci și acum, este că această pereche de două suflete care au rămas, o femeie de 40 de ani și un copil de 4 ani, dacă rămâne pe seama lor să pornească viața de la început,
atunci când va crește copilul, ea de acum, pentru ea va fi târziu. Deci, pentru el astăzi este de vreme, pentru ea mâine va fi târziu. Și această legătură între ei, din niște sentimente genetic, care s-au pronunțat biologic chiar și în acest film, pentru mine a fost un moment foarte important de analiză, ca un laborator, ce se întâmplă cu sufletul ăsta a unui copil care a iubit-o atât de mult pe Maria, o numea mamă, pe adevărat. Nu, la sfârșit, și la sfârșit de film a numit-o mamă. Deci nici asta nu s-a întâmplat. S-a transformat într-un copil de suflet. Și acest laborator mi-a părut foarte interesant ca o parte importantă a creativității în principiu. Deci dacă aveam cu mine alături pe cineva care scrie, probabil că putea să facă un roman foarte interesant în principiu despre două suflete care și-au dorit să înceapă viața de la început. Poftiți, vă rog. Poate mai sunt alte întrebări de partea publicului? Întrebări, mă rog, de obsesii, de istorie, cu principii. Filmul e făcut după războiul din Transnistria sau încă înainte? Înainte. Deci se referă... Am fost acuzat pentru asta. Ulterior a fost interzis în Republica Moldova din cauza faptului că a fost citit ca o referință la războiul din Transnistria. Da, era anunțat această referință. Nu de mine, de ei. Era anunțat această referință. Dar nu am avut nici posibilitate de difuzare acestui film. Deci am avut o singură șansă să fac o vizionare la menționașilor și ei s-au pregătit în așa film că am ajuns cu ușa închisă în față și cu două de ridicatori care au spălat mâinile în seara aceea pentru film și am rămas noi cu ele pentru proiect și cu două de ridicatori am primit film după care am făcut așa un mers la Chișinău. Am primit un bărion și le-am lăsat cu lacrimi în sală și cu filmul cutie am plecat la Moscova înapoi. Da. A doua întrebare este, vă recunoașteți cumva în filonul lui Tarkovski? Este sau nu neapărat? Nu. Școala cinematografiei din Moscova este o academie foarte serioasă. De exemplu, practica la Tarkovski. Una din trei practici care i-am avut după program. Noi înțelegeam foarte bine că trebuie să facem tot posibil ca să nu ne influențeze nimeni din mari maestri cu care colaborăm sau suntem de ajutorul lor, în cazul dat. Da, și școala dispunea de acest program ca să știe cum să nu rămâi influențat. Da. Și ultima întrebare este, era de la început în conceptul dumneavoastră peisajul acesta specific al vulcanilor noroioși sau oarecum l-ați găsit aici și l-ați adaptat Atunci când s-a formulat ideea că s-a distrus, că nu se începe în viață de la început, eu am fost și întrebat unde filmul acesta, am spus, primul cuvânt, România. Mm-hmm. Nu știu eu care e oraș. Și acum se poate. Da. Apoi, datorită echipii de acum, Viri Dragan, Daniel Răduță, noi am ajuns aici în teritoriu, în inspecție și am stabilit locul de filmare. Dar în principiu știam că țara dispune de multe locuri care puteau să fie aproape de acest subiect. Și mi se mai naște o idee, este cum ați ajuns totuși la locul acela din Găvanele, fiindcă e foarte puțin cunoscut. Noi am mers pe jos mulți kilometri, prin pădure și la deal, apoi... Cu elicopterul? Nu, pe jos am început de mers. Voi cu inspecția, da. Da, și când am ajuns, am spus, nu se apropie nimeni de acest loc. Mm-hmm. Aici va fi obiectul principal și prima zi de filmare. Și în așa fel, noi am stabilit locul, dar acces cu echipa, cu aparataj, nu am avut. Deci ne-am propus să mergem cu elicopterul fiecare zi, două luni de zi. Mergem cu elicopterul ăsta. Cu elicopterul lui Iliescu. Da. Da. Vivi Dragan a avut și o fericire de viața asta, eu chiar am mers cu elicopterul.
Vreau să vorbesc și dacă tot la... Nu, la... Hai că să stau în referință. Vreau să-ți mulțumesc foarte mult că ai venit. Nu vreau să intru în detaliile de mult, dar vreau să zic că am văzut filmul ăsta în cel mai bun mod posibil. Adică ca un spectator care nu avea încă de face prea mult cu filmul, era înainte să intru în școala de film, eram la Costinești, la festival, în calitate de posibil jurnalist de cinema, nu aveam ce treabă, venisem să urmăresc filme și mi s-a părut că filmul pe care l-am văzut era foarte, foarte deosebit de lucrurile pe care le vedeam în România în momentul respectiv. Era magnific, era foarte proaspăt, din cauza că avea foarte puțin dialog, evita o grămadă de stridențe pe care mintea mea le asociam cu un anumit gen de dialog. Am fost foarte impresionat de film. Am urmărit în permanență să văd ce soartă are mai departe și pentru o conjunctură a fost posibil acum să ne revedem cu el după atâta vreme. Totodată din pricina faptului că am venit că poate poziția în care ești acum acolo poate să fie de natură să creeze o legătură ceva mai strânsă. Noi o să prezentăm în cadrul acestui festival încă două filme care au regizori basarabeni, dar niciunul dintre ele nu este făcut ca film moldovenesc. Unul dintre filme e producție germană, e filmul Ani Felice Ascuteli, cu care se cheamă Anișoara și care a fost la San Sebastian și un film minunat. Și cumva mi se pare că ceva din... Da, afacerea este a lui Igor Kobilianski, care e un film principal lansat de aici. Și m-am gândit că e bine să mai această întâlnire, oricât e complicat să stabilim planul din casă de pe termen lung, dar măcar să ai acest cap de întâlnire, să vedem ce se va întâmpla mai departe. În așa cum că poate să există o colaborare. Mă bucură foarte mult că închide acest ciclu 25 de ani mai târziu, pentru că această mică sărbătoare pentru cinema pe care încercăm să organizăm pe festival, în cuvânt destul de atențios pentru ce facem, începe să se deschidă tot mai mult și către alte lucruri decât principalul motiv care ne-a făcut să o creăm și anume să difuzăm filmele de la Cannes care puteau fi văzute altfel. Și de fiecare dată când e posibil, îmi pare bine să organizăm un moment de tipul ăsta, un eveniment de tipul ăsta care să vorbească despre faptul că filmele care sunt bune au o viață lungă. Nu facem filme pentru atunci, pentru anul respectiv. Filmele rămân. Chiar dacă nu rământe o casetă de la Vivi Drăgan, dar e bine că el e precaut. Și peste 25 de ani să ne vedem, poate unii dintre noi să vedem o copie de Occident, că ai păstrat. De baza, bine, vă mulțumesc foarte, foarte mult.